cineva se gândea că sunt mare șef și eram amenințat cu dosarul este de la Bulboaca, raionă, primele tot activități. Unul din arestați ne-a spus că Perevoznic, fostul șef BHSS-ului URSS, el dice din Moldova, era în relații foarte bune. Deci pe tine pățanul le-a spui la punct și nu o să fie nici în miliția asta, domnul ca două zi. Dar am ținut și nu m-am temut și slava Domnului și aceala m-a intervenit. Mi-a fost străin acest minister. Retrăiam și eu la rând cu ceilalți veterani care eram în afara ministerului, de cei ce se întâmplă în Ministerul de Interne. Vă spun cinstit că toți eram dornici ca să venim să restabilim autoritatea polițistului în societate, autoritatea Ministerului de Interne. Și am cerut depolitizarea Ministerului de Interne. Adică am spus că acesta este un factor, că se căuta atunci când trebuie să căuta cum perestroică, da? Как делать перестройку, чтобы люди имели доверие в милиции? Что я сказал? Это аста фачец. Он фост приму, он фост революции. Сала обухнит, что врут с его тезы деполитизария Министерства де интерне. А тут я вам вот интенция сели либерез ден функции, дар дотворите факту, если я импликат около фосту президенте Лучинский, значит, нас не целяга сочетать, что мы де парте, значит, нул я либера ден функции, дар материалы лям тримис им прокуратура генерала, пентру афиан кетат. Пей, ну что я cum s-a lucrat atunci, dar el a fost eliberat de răspundere. Iată în ce relații din start ne-am cunoscut noi mai aproape cu domnul Păpuc. Comisia formată din aceiași colaboratori de poliție care au lucrat și la Păpuc, dar poate într-o parte, specialiști de performanță, au analizat cadrul legislativ și acțiunile care, adică în dezvoltare, cum procedau manifestații, cum trebuia să procedeze poliția. Și așa mai departe. S-au constatat negligență, imprudență, incapacitate.